Veste bună pentru locuitorii orașului Arădean Pecica. Asta pentru că după 3 ani a fost finalizat un proiect de amploare. O altă componentă foarte importantă a dezvoltării orașului a constituit-o proiectul Modernizare Centru Urban Oraș Pecica, finanțat de Uniunea Europeană prin programul operațional regional 2007-2013. Noi în luna noiembrie suntem deja gata cu toate lucrările de anvergură. Aici mă refer la dezvoltarea centrului urban Pecica, care a durat 3 ani de zile. A fost un proiect foarte mare. Am asfaltat mai multe străzi, am făcut trotuare, piste pentru biciclete, spații verzi, podețe și parcări pentru mașini, dar am reușit să finalizăm și proiectul de introducere a apei și a canalizării în localitate. Avem apă în proporție de 90%, iar canalizarea este la 80% în localitate. Deci două proiecte pe care le-am reușit să le finalizăm și intrăm în iarnă cu toate străzile refăcute. Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare Pecica nu este singurul proiect major al comunității. Sensul giratoriu, care unește strada primăriei și drumul național, este un alt obiectiv important. Da, am reușit să finalizăm și sensul giratoriu. Avem un sens giratoriu modern care leagă strada principală care vine spre primărie cu drumul național. Am reușit să fluidizăm traficul din acea zonă, care a fost o zonă foarte aglomerată până acum. Norocul nostru este că s-a și deschis autostrada, dar în orice caz acest sens giratoriu este foarte benefic pentru locuitorii din orașul Pecica. Contractul în valoare de 26,62 de milioane de lei a făcut posibilă extinderea rețelei de distribuție apă potabilă cu o lungime de 23,26 km și realizarea 1590 de branșamente de proprietăți și a 177 de hidranți subterani, respectiv extinderea rețelei de canalizare cu o lungime totală de 44,9 km și extinderea conductelor de refulare cu 1,47 km.